Bine v-am regăsit, prieteni. Având în vedere că la majoritatea dintre noi trufia este la loc de cinste, haideți să facem o rugăciune a cuviosului Arsenie cel Mare pentru dăruirea smereniei, care niciodată nu strică în viața noastră. O, sfințite cap, îngere pământesc, omule ceresc, agonisitorule al liniștii, iubitorule al tăcerii, cuvioase și de Dumnezeu purtătorule, părinte al nostru Arsenie, la tine cădem și ne rugăm. Roagă-te Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne dăruiască nouă păcătoșilor și nevrednicilor robilor săi toate darurile sale cele de bun folos spre mântuirea sufletului. Credință dreaptă, nădejde bună, dragoste nefățarnică, bună cinstire nestrămutată, filozofie următoare lui Dumnezeu și toată virtutea cea poruncită de către dânsul în Sfânta Evanghelie, ca să fim urmăritori ai vieții tale bineplăcute lui Dumnezeu și împreună cu tine să ne învrednicim a primi mântuirea veșnică și a moșteni împărăția cerească. Așa, bineplăcutule a lui Dumnezeu, nu ne trece cu vederea, ci ajută-ne nouă cu cerească ta mijlocire a săvârși cu bună credință viețuirea vremelnică, a primi sfârșit bun în pace și nerușinat și a ne învrednici de fericirea raiului, ca să prea slăvim iubirea de oameni și îndurările lui Dumnezeu, celui întrăime slăvit și închinat, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum și Sfânta ta mijlocire, în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte filmări.